Felicitări, în al cincelea meci amical, în a cincea partidă de verificare, ați obținut o a doua victorie. A fost 2-1 la fel ca în primul test. Da, nu urmărim neapărat rezultatele, deși sunt importante și clar că vreau să câștig orice meci. Am urmărit să joace toți băieții, după cum s-a văzut, am schimbat la pauză toată echipa. Sunt foarte mulțumit de cum s-au exprimat astăzi, chiar dacă terenul n-a fost perfect, dar eu zic că am reușit momente bune de joc și cred că victoria a venit meritată. Ai spus săptămâna trecută că după acest amical, probabil ai să creionezi lotul. Da, păi ăsta e scopul meu, să fii mai puțin, pentru că s-a văzut și astăzi, am schimbat 11 jucători la pauză și am mai avut încă două rezerve, deci suntem un pic mulți și asta nu e benefic nici pentru jucători, nici pentru mine. De comun acord cu conducerea va trebui să vedem la ce jucători renunțăm. Renunțăm între ghilimele, în sensul că poate e mai bine pentru anumiți jucători tineri să meargă să joace undeva mai mult cu continuitate, să prindă un pic de cheag, să zic, de valoare, să crească, pentru că aici probabil că nu vor avea mult spațiu. Pentru Ripensia urmează o partidă amicală la Șiria cu UTA. E un adversar pe care îl veți mai întâlni undeva în luna mai. Da, uite, un adversar de tradiție, un adversar important, o să tratăm meciul foarte serios pentru că vrem să obținem un start bun. Sperăm doar ca terenul să fie în condiții bune și să avem parte de un timp prielnic, fotbalul cum a fost astăzi. Îți mulțumim frumos de ajutor. Plăcere.